Bună seara, bună seara, gospodar din toată țara! Încă un an a mai trecut și eu iar am apărut. În ajun de Sfânt Vasilii ne-a luat capra cu mine. Când doi mai ușor, facem față iernilor. Că m-a mai furat o fată și noi spurnim vorba toate. Dar așa capra cu coarnii pentru mine monstră stoarnă. La picioare zurgălei, pe la dreapta clopoței roata, măi! Hei, hei! De la Sfânt Vasilie încolo se începe o viață nouă. Ce oameni stai la masă, așa-ți va fi în casă. Vorba bună a omenie, omul bun a bogăției. Bani atât cât vă doriți, dar cu cap să-i cheltuiți. Dar de fapt, fășeți cum știți, că tot voi o să-i mușeți. La picioare zurgălăi roata, măi! Hei, hei! I-am dat prestuța mie, da, hai da sus, capriță sus, și-am pornit presat cu ei. Sari ca văd, capriță în bătătură, că te-ai betejit în șură, că stăpânul și-ai avut, dar e rău te-o mai ținut, ta-ța-ța. Sari capriță sus și-n sus, dacă la bine te-am adus, te-am adus să știa număra, da, hai da sus, capriță sus, că-s bănuțu-mi căpăta. Fă capriță-o plecășiune, hai da sus, capriță sus, vorbă bună spui la lume. Mulțumim că ne-ați primit, tare bine ani merit. Număr galben și arginți, colășei și doi pui frit, ța, ța, ța. Rămâneți numai cu bine și la anul care vine de-om ajunge sănătoși, om vine iar bucuroși. Primim surătorii! Primim, primim! Aho, aho, copii și frați, stați puțin și nu mânați, lângă voi vă alăturați și cuvântul mi-ascultați. Mâine anul se înnoiește, plugușorul se pornește, și începe a ura pe la casă colida. Iarna-i greu, mării mare, semne bune anular, semne bune din verșu, de sub groază, de sub fruct. Ia mai mânați, mânați! Hei, hei! Mulțumim, mulțumim! Tare gine ați mai urat! Asta la Dorlești. Dar nu este mai puțin. Pentru că nu dau voie. De obicei ele cam plitat orașul. Nu dau voie. Asta e la autodrom. Bună dimineața, nou an! Am venit la biserică să începem anul așa cum se cuvine, mai aproape de Dumnezeu. Și cu ocazia asta începem și un nou vlog. Astăzi nu știu ce o să reușesc să filmez, însă cred că revenim la vlogurile noastre săptămânale. Vedem! Biserica noastră e frumos împodobită. Așa-i? Lia dorme. Am venit de la biserică, am dormit. Sergiu a fost iarăși la biserică pentru că mâine la noi e hramul. Acum a venit acasă și avem un pic de timp să mâncăm fructe, fructe de sezon. Clementine și pomelo și să vizionăm
câteva episoade din în slujba poporului. Nu l-am dus la bun sfârșit anul trecut, așa că ne începem anul cu acest film. Iată așa continuă ziua noastră. Leia a hotărât să-și picteze... Cine este? Cum îl cheamă? Roma. Roma. Să-l picteze pe Roma, dar eu o să colorez aici pisicuța de sub brad. Da, la noi sărbătorile de iarnă continuă, pentru că, vă spuneam, noi ținem Crăciunul pe data de 7, așa că odată cu Revelionul, sărbătorile noastre abia au început. Da, Liuța? Da. Da? Haide să colorăm împreună, să vedem ce o să ne iasă. Numai, uite la mine, nu te colorezi pe tine și nu dai pe jos, bine? Lia, bine? Pictorița. Și ce credeți voi că durează mult toată activitatea Liei? Începem cu pensula și terminăm cu degețelele. Da, Lia? Eu nu vreau cu degețelele, eu vreau cu pensula. Dar ce, ți place cu degețelele? A? Hai să vedem ce pictură o să-ți iasă ție cu degețelele. Dar încearcă doar pe brăduț să pui degețele. Așa? Foarte bine. Nu, vine Antonella. Antonella e acasă. Când mama Ana nu are de lucru, își găsește. Iată, în lada asta aveam jucăriile. Nu trebuie să mă bați. Aici, la genunchi. Și am hotărât cu Liuța să facem ordine în ele. Iată așa. Mai avem și aia cu Lego, și aia cu Lego, dar plus lada asta. Și să știți că copiii chiar se joacă cu ele. Așa. Iată, trebuie să le aranjăm pe toate frumușel. Asta, de exemplu, nu-i locul ei aici. Asta deja e pentru bebelușli, ea cu ei o dăm. Tu ai să te mai joci cu ea? Nu ai să te joci, așa-i? Acuși facem. Iată, asta tot e pentru bebeluș. O să-i dăm lui Ireneu. Iată, asta nu trebuie să stea aici. Da? E dezordine în casă, însă astăzi ne ocupăm cu curățenia. Au! Doamna medic, tu ești doamna medic? Spider-Man ești. Wow! Mă tem de tine! Ești frumoasă. Dacă nu îți place, apoi te place de mine. Dacă nu îți place, păi îți place de mine, da? Da, place, îți place. Bardacul de pe lume. Iată, asta e realitatea. Da, Cece? Unul face, altul desface. Poftim. Să curăți frumușel bucătăria Liei. Of, Lia, de ce nu-i dai voie Cecilii să facă curățenie? Eu fac curățenie pentru Cece. Tu faci curățenie pentru Cece? A? Clecă nu. Și clecă nu. O să ducem bucătăria în camera copiilor. Le mutăm fotoliile în camera lor. Da? Gata. Gata, nu se mai poate toți într-o cameră. Cecilia nu prea e fericită, dar... Haideți să vorbesc un pic cu voi cât fetele fac aici curățenie. Pentru că vin băieții acasă și după asta, cu siguranță, va trebui să facem curat în toată casa, să facem schimbări. Bravo, mulțumesc, Cece! Ceea ce nu-i bun, te duci și duci la gunoi. Asta cred că trebuie să stea aici. Așa.
Am vrut un pic să vorbesc cu voi și să vă spun câte ceva despre planurile pe care le-am pentru acest an legat de acest canal. În primul rând, vreau să filmez clipuri cât mai reale. Iată așa, e dezordine în casă, o să filmez dezordinea. Nu mă simt bine, o să filmez cum nu mă simt bine. Pentru că mi se pare că avem atât de multe canale care arată totul atât de fals. Dacă eu astăzi nu am chef să mă machiez, nu am chef să ies din pijamale, de ce să o fac doar de dragul filmatului? De ce să nu vă prezint viața reală exact așa cum este ea? Da, asta poate nu o să-mi aducă mulți urmăritori, însă ne blochează YouTube-ul. Ne blochează YouTube-ul. Vă duceți în partea cealaltă. Du-te cu ceea ce acolo și te uite. Da, iată, așa e la noi. Chiar dacă o să am mai puțini urmăritori, oricum eu voi continua să fiu reală, voi continua să vă prezint viața așa cum este. Apoi, îmi doresc tare mult, da, să ajung la... Da, dar nu fă gălăgie. Bine? Da. Ce da? De unde bomboane? Du-te și-i spune lui Cece să-ți dea o bomboană de sus. Bine? Cece, ai auzit, da? Îmi doresc să am cât mai mulți urmăritori pe acest canal, dar de ce? Care este scopul acestor mulți urmăritori? Pentru că vreau ca mesajul meu să ajungă la cât mai multe persoane. Mesajul că trebuie să fim cât mai reali, cât mai sinceri, cât mai naturali. Apoi, un alt mesaj cu care eu merg prin viață și pe care îl transmit pe toate canalele mele, pe Facebook, pe blog, pe Instagram, aici pe YouTube, pe Telegram, este să petrecem timp de calitate cu cei dragi nouă, cu familia, cu familia mare, cu prietenii, și să păstrăm în viața noastră doar oamenii care aduc valoare. Iată, eu astăzi, de exemplu, m-am trezit de dimineață și am făcut ordine în lista persoanelor pe care le urmăresc pe Instagram. Urmăream persoane din străinătate care nu, chiar nu aduceau nimic bun, cum nimic bun. Fiecare persoană este valoroasă, însă pentru mine doar îmi mâncau timpul. De asta eu vă îndemn și pe voi, cei care mă urmăriți aici. Dacă considerați că stând pe acest canal voi vă pierdeți timpul, pur și simplu dezabonați-vă. Dacă credeți că nu rezonăm, dezabonați-vă. Nu am nicio pretenție, nicio obiecție la nimeni. Apoi, voi veni cu câteva rubrici, să zic așa, cu câteva clipuri mai speciale. Îmi doresc tare mult să... Ceea ce duci, te rog, la bucătărie și dai să uite. Îmi doresc foarte mult să încep o serie de clipuri cu genericul... Am văzut ceva de genul vloguri în pijama sau, nu știu, vloguri din pat filmate. O să mă gândesc la asta mai bine și când o fi să filmez, o să vedeți la ce mă refer. După care voi continua seria de vloguri dedicate cărților. Și nu mai știu. Mi-am făcut mai multe planuri, dar nu mai iau agenda să vă spun tot ce mi-am propus, pentru că o să vedeți pe parcurs. Celor care ați ales să rămâneți și în 2023 alături de mine, vă mulțumesc și sper să vă placă aici. Dacă vă place, dacă considerați că și prietenii voștri rezonează cu ceea ce fac eu, cu valorile pe care le transmit, vă rog mult să le povestiți despre acest canal.
Da. Am făcut curățenie, gata. Totul e bine, frumos, e aranjat. Și acum o să vedeți voi prin vloguri ce am schimbat prin casă, ce mare lucru nu am, mare lucru nu am făcut, dar eu am zis că să facem rai din ce avem. Așa că asta am făcut. Acum m-am îmbrăcat, copiii deja sunt afară cu Sergiu și mergem până la Kaufland. S-a deschis un magazin aproape de casă, prin zona Gării de Sud, pentru cei din Republica Moldova. Și mergem să vedem ce găsim, ce putem cumpăra pentru masă de Crăciun. Vedem noi cum și ce găsim. Dar o să vă arăt, o să vă iau cu noi, o să vă arăt ce am cumpărat și cred că astăzi închei vlogul și tot astăzi poate reușesc să le editez și să apar la voi. Da. Tata, ce trebuie să spun? Când trebuie să spun că e probabil, da, vine frigul. Pentru că ia uitați-vă câte ciori acolo, acolo. E invazia ciorilor. De obicei, când sunt așa multe ciori, înseamnă că... De obicei, când zboară în cer. Nu, înseamnă că vine frigul. Dar lasă vină, că vine Crăciunul. Am intrat ziua și ne ducem noaptea. Și când am intrat era cald și acum e frig. Ia uite luna. Aha. Am venit de la magazin și am pus toate cumpărăturile aici pe masă. Sunt cumpărături pentru Crăciun. Am cumpărat așa cașcaval de sandwich, marca Delaco, pentru mama. Așa, îl dăm la o parte. Așa, de la Rogob, Parizert Fiert, Doctorskaya. Așa, vrea să fac salată și tot pentru mama am cumpărat vanilie esență și o smântână. Astea sunt ale mamei, iar restul sunt ale noastre. Așa, să luăm din partea asta. Am cumpărat iaurt, am cumpărat așa pulpă de tomate cu, cum îi zice, usturoi, așa, o pomelo. Am cumpărat aici un mix pentru supă, pentru că vreau să fac o supă cu fasole. Un gutui pentru Lia, o varză, cred că astăzi, nu astăzi, mâine deja. Mâine, poi mâine o să facem o capusniac, lavaș cu spanac. Am cumpărat ardei, din ăștia vrem să facem la Crăciun, să-i umplem cu carne. În seara asta vom face colțunași cu cartofi. Așa, am cumpărat 3 sticluțe din astea de apă pentru copii. Portocale, să le facem suc. Baghetă, care, iată, se pune la cuptor 8-10 minute. Am zis să o luăm, să încercăm, să vedem cum este. Așa. Tomate pentru ele, în sucul ăsta vreau să fierb ardeii. Am luat așa pișcoturi, vreau să fac un tiramisu. Kefir cu vișină, așa, 2 pachete pentru copii. Un mix, Happy Tropical Mix, așa. Ce mai avem aici? Avem așa, la un preț foarte bun era, cum îi zice, cum se numește? Bă, am uitat cum se numește. Nu. Yin. Yin Brun. Un ceai de mentă am luat. Așa, cornulețe pentru copii, biscuiți din ăștia Petit Beur. Am luat cornete, 24 de bucăți. Cecilia vrea, are ea o idee pentru Crăciun, o să vă arătăm. Și am găsit, iată așa, olive. Mi-a părut destul de... Mi-a spus prietena mea, Liuda, despre ele. La 8 lei o bucată din asta, am zis
să iau 4 să vedem cum sunt. Sergiu a cumpărat batonii din astea de clei pentru pistolul cu clei fierbinte și șurubelnițe și-a cumpărat. Periuțe de dinți, bivola și tu de la bivola, două măști. Eu am mai încercat măștile lor, am din alea de la Greenway, însă câteodată mai am așa chef să-mi fac și măști din astea și iată, astea sunt toate cumpărăturile, pe toate am dat în jurul la 1000 de lei, dar ce-i drept, 400 sunt ai mamei. Și acestea fiind spuse, încheiem aici primul vlog din acest an. Sper că v-a plăcut să petreceți o zi alături de noi. Merg acum să editez vlogul și dacă nu apare în seara asta, mâine neapărat o să apară. Mâine mergem cu copiii undeva. Unde mergem? Mergem la un atelier de creare a plăcilor de ceramică, ceva de genul ăsta. Biserică. Dar, da, mergem cu comunitatea de la biserică. În sfârșit, merg și eu fără Lia. Îi voi însuți pe Cecilia și pe Stelian. Și cred că o să filmez, dacă o să permit meșterul. Dacă nu, vom face noi un alt vlog cu pregătiri de Crăciun. Sper să-mi reușească. Pa, pa!